Excelența voastră, Înaltul Preasfințit de Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, distinse domnule primar, profesor Dan Laurențiu Leoreanu, domnule președinte, Balcan, inginer Balcan Vasile. Sunt momente în viața comunității noastre care prin jertfă și dăruire se constituie alese pagini în istoria locală. Îngemânate într-un chip cu totul special, două dintre sărbătorile ale poporului român sunt marcate anul acesta. Aici, la Roman, de împlinirea unei mai vechi dorințe, aceea de a avea pe Sfântul Andrei ocrotitor și veghetor la poarta de nod a cetății Mușatine. Cele două sărbători despre care am făcut vorbire sunt ziua Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, și 1 decembrie, ziua națională. Nu a trecut prea multă vreme de când la poarta de sud a municipiului a fost așezat voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. Atunci, ierarhul locului a gândit ca fiecare dintre intrările în cetatea Mușatină să fie marcate și nobilate de prezența unui astfel de ocrotitor. Cu cheltuiala înalt preasfințitului Părinte Ioachim, așa cum ar consemna cronicele, încă de acum 2 ani, statuia Sfântului Andrei a fost turnată de către sculptorul ieșan profesor Constantin Cremeniș. A găsit ocrotire ocrotitorul la centrul eparhial, până când, cu sprijinul necondiționat al domnului inginer Vasile Balcan, prieten drag și apropiat al bisericii, beneficiind de ajutor cu domnului profesor Dan Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman, s-a dus la bun sfârșit acest proiect de suflet. Cu alte cuvinte, romașcanii au pus la dispoziție terenul, domnul inginer Balcan a ridicat socrul, iar vlădica a adus pe Sfântul cel ce de astăzi va vechea intrarea și ieșirea din partea de nord a cetății romașcane, reamintindu-ne astfel că El este Cel care a dus pe aceste meleaguri cuvântul Evangheliei Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sunt obligat moral să amintesc aici și pe domnul arhitect Grigore Filimon, cel ce a creonat acest ansamblu, pe domnul Iosif Gabor, directorul firmei de construcție, și în ultimul rând pe domnul Ioan Rusu, cel ce a dăruit strălucire acestui ansamblu statuar. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să primească această jertfă și pentru rugăciunea apostolului românilor să dăruiască sănătate, pace și într-o toate cele de folos bună sporire celor care au făcut posibil aceasta. Invităm pe înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, pe domnul profesor Dan Laurențiu Leoreanu, primarul municipiului Roman, și pe domnul inginer Balcan Vasile să dezvelească ansamblul statuar al Sfântului Apostol Andrei. Doamne ajută! De binecuvântare a ansamblului statuar a Sfântului Apostol Andrei.
binecuvântați înalt preasfințite stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, cu și pururea și în vecii vecilor. Pe tine acum cu milință te rugăm și cu stărniță cerem noi nevrânciului tăi, trimite de harul preasfântului tău Duh peste apa aceasta și cu cerească ta binecuvântare, binecuvintează-o, curățește-o, sfințește-o
și dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care curățește toată întinăciunea și care ridică toată neputința și aruncă demonul și toate înălțiri de lor. Iar cu venirea, cu lucrarea și cu harul Preasfântului Dumnezeu, arată-o a fi tuturor rodilor întâi care cu credință o vorbea, o vor lua și se vor stropi cu ea, să le fie spre iertare păcatului, spre depărtarea patelor, alungarea tot răul, spre înmulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea acestui monument, închinat Sfântului Apostol Andrei, apostolul poporului român, spre apropierea harului tău. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Capetele noastre, Domnului, să le plecăm în Doamne! Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Dumnezeul nostru, cel ce cu puterea Ta l-ai făcut pe om, din care ai întâlneat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o cărmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să lumineze, să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat aici în jurul acestui monument, care reprezintă pe Sfântul Apostol Andrei, apostolul botezătorul și înainte mergător botezul poporului român, binecredincios, și este rânduit de Tine ca să fie conducător spiritual în zile bune și povățuitor în zile grele. Ne rugăm Ție, Dumnezeule, scrie în cartea aleșilor Tăi pe toți fiii neamului românesc care au primit cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin apostolul Tău ales către Tine să fie apostol și învățător al poporului nostru. Iar poporul Tău binecredincios, ajută ca sub cronia Ta necontenit să propășească pe calea Binelui slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează și se sfințește monumentul acesta închinat Sfântului Apostol Andrei, apostolul poporului român, prin stropirea cu apă sfințită și venirea asupra Lui, a Duhului Tău Celui Sfânt, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mântuiește, Doamne, și
Binefacele care au fost revărsate asupra cetățenilor orașului nostru, asupra credincioșilor și tuturor celor care sunt de față și au contribuit la ridicarea acestui monument și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai împrednicit a reîmplini cererile, așa și de acum înainte împrednicește, Doamne, pe toți locuitorii acestui oraș a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și adăvânde ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește, Doamne, orașul nostru de toată reaua întâmplare prin rugăciunile Sfântului Apostol Andrei, care străduiește această urbă. Dăruiește tuturor cetățenilor și credincioșilor noștri din urbea aceasta pace și liniște. Și ne împrednicește pe toți, totdeauna a grăit și a cântat ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile Sfinților întru tot răudaților apostol și în deosebea Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, rugăciunile Sfinte Cuvioase Maice noastre Parasteva, Împrăzătoarea Moldovelor și Evarhiei noastre, împreună cu Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești, rugăciunile Binecredinciosului Voivod și Ștefan cel Mare și Sfânt și Alipitorul Sfântului Sfântului. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfântului, slăbitului, întru tot lăudatului, apostol și apostol, botezătorul poporului român, Andrei, cel întâi chemat, Hristoase Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Numele romașcanilor vă mulțumim mai prea Sfinția voastră că a făcut posibil împlinirea acestui vis. Dați nevoie ca în continuare, conform programului stabilit, să invit pe domnul profesor Constantin Cregăni să rostească o scurtă alocuțiune. Domnule profesor. În primul rând, vreau să mulțumesc din toată inima Înaltea Sfinției sale, Arhiepiscopul Ioachim, pentru bunătatea pe care mi-a arătat-o, începând cu machetele prezentate în Monumentul Ștefan cel Mare, Melchisedec Ștefănescu și
la sfatul preasfinției sale și după îndelungi discuții am conceput o machetă a acestui monument cu ani în urmă și numai prin bunăvoința preasfinției sale am reușit ca să materializez. De asemenea, mulțumesc domnului primar, domnului director Balcan și înalt preasfințiilor voastre aici de față pentru sprijinul moral acordat ca să pot duce la în sfârșit această lucrare. Vreau ca să vă bucurați de acest monument, așa cum sper ca să în viitor să mai fac și alte lucrări pentru orașul dumneavoastră. Vă mulțumesc din toată inima și la mai mare. Mulțumim domnului profesor pentru dragostea cu care a așezat această statuie și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dorească sănătate și inspirație să terminați și cealaltă lucrare pe care o așteptăm cu mult drag. Invităm pe domnul profesor doctor, scriitor și critic de artă plastică, domnul profesor Lucian Strochi. Domnule profesor. Înalt preasfinția voastră, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, domnule Barcan, domnule artiști, dragi romașcani. Venind în coace de la piatra, m-am gândit ce aș putea eu să spun mai mult decât poate să spun o statuie. Sau gestul romașcanilor, de a-și dărui statui, pentru că anul acesta romașcanii și-au dăruit 4 statui. Ceea ce nu e deloc puțin. Și atunci m-am gândit, pentru că numele de Andrei, chiar dacă e purtat un evreu, înseamnă bărbat și vine din greacă. Și atunci m-am gândit că, până la urmă, grecii sunt și ei părinții noștri alături de romani. Și de dacoceți, pentru că despre asta e vorba. Și m-am gândit că atunci când, într-o cetate, cum e cea romanului acum, exista un campion olimpic, cetățenii acelei cetăți spărgeau o parte din zid și spuneau nu mai avem nevoie pentru că avem un campion olimpic și va apăra acea porțiune. Și aș vrea să vă spun o legendă pe care am inventat-o venind spre dumneavoastră. M-am gândit la o cetate, poate eternă, poate altă cetate, care era atacată de barbari. Și, sigur, armatele nu au putut rezista, au cedat și s-au gândit conducătorul lor să treacă prin foc și sabie respectiva cetate. Dar spre surpriza lui și spre mânia lui, la un moment dat, s-au întors oștenii și au spus, mărite, nu se poate. De ce să nu se poate? Păi orașul ăsta are statui. Păi și ce dacă are statui? Păi da, zice, are statui care îi apără. Și ar trebui să ne închinăm la el. Și ar trebui și ne-am temut. Zice, dar ce sunt statuile? Păi zice, statuile sunt adevărați oameni, iar oamenii nu sunt decât niște umbre. Deci, iată, a avea statui într-un oraș înseamnă a avea un oraș puternic, un oraș extraordinar. Și am să închei spunând că, uitându-mă pe lista cetățenilor de onoare, care e municipiului român, și uitându-mă și gândindu-mă la personalitățile care s-au născut sau au trăit aici, am găsit peste 100 de personalități. Deci, domnule primar, aveți treabă, mai aveți 100 de statui și nu m-am referit la prietenii mei pe care îi întâlnesc permanent în România și așa mai departe. Și pentru că există o statuia lui Melchisedec. Și pentru că iată avem statuia Sfântului Andrei, v-aș propune să vă gândiți
pe artiști și pe alții. La încă două posibile statui. Una ar fi, și mă refer la doi cetățeni de onoare ai municipiului, care sunt și în alte fețe bisericești. Unul a trecut în eternitate, Eftimie Luca, celălalt este alături de mine. Sigur, ei sunt statui mici, mișcătoare sau ceva, dar alături de profesorul Ciobanu, alături de scriitorii uriași pe care îi are, alături de muzicieni sau ceva, Romanul va fi un oraș al statuilor și își merită statutul de oraș al statuilor. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor pentru frumosul cuvânt. Invităm pe domnul Iulian Gherca, director al Complexului Muzeal Județean Neamț. Domnule director. Mulțumesc frumos. Înalt preasfințite, domnule președinte, domnule primar, stimați oaspeți și invitați, suntem la un moment în care putem să ne declarăm bucuroși și să lăudăm o inițiativă care, din păcate, în societatea de astăzi, în care valorile creștine, bunul simț și etica uneori sunt uitate, astăzi, probabil în decursul timpului, vom constata că astăzi poate s-a scris o pagină de istorie prin inaugurarea unui monument care să facă cinste comunității locale, județului Neamț. În preajma a două sărbători foarte mari, cea a Sfântului Andrei și Ziua Națională a României, care practic an de an ne amintește de împlinirea unui ideal, cel mai înalt ideal al poporului român, realizarea Marii Uniri, suntem datori cu toții astăzi și an de an și zi de zi să aducem aminte și să cinstim această zi și împlinirea acestui ideal. Pe parcursul secolelor, din cele mai vechi timpuri, Biserica a fost unul din cei mai mari promotori ai culturii și activităților culturale și ai științei. Iată că astăzi este o dovadă din nou vie, inițiativa Înalt Preasfințitului, când, într-o perioadă în care de multe ori monumente și patrimoniu este uitat sau pierdut, astăzi la Roman, iată, avem ocazia să inaugurăm și să sărbătorim plin de bucurie sfințirea unui monument care să facă cinste comunității locale și tuturor romașcanilor. Felicitări și mă bucur că sunt astăzi alături de noi. Mulțumim, domnule director. Invităm pe domnul Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț. Înalt preasfinția voastră, preacucernici părinți, distinși invitați, sunt onorat să particip astăzi la acest frumos eveniment din comunitatea romașcană și vreau să vă felicit pe toți cei care ați contribuit la acest monument. Vreau să-l felicit pe Înalt Preasfințitul pentru inițiativă, pe dumneavoastră toți cei care ați pus umărul la acest frumos eveniment. După cum știți, Consiliul Județean Neamț a avut parteneriate cu Arhiepiscopia Romanului și le va continua, pentru că cred că comunitatea din Roman are nevoie de parteneriate cu Consiliul Județean pe toate planurile, inclusiv cu Arhiepiscopia Romanului. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, vreau să vă felicit și vreau să vă asigur că și de aici înainte Consiliul Județean Neamț își va îndrepta privirea spre Roman, domnule primar, și va sprijini comunitatea din Roman, așa cum va sprijini toate comunitățile din județul Neamț. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și mult succes! Vă mulțumim, domnule președinte, pentru frumosul cuvânt. Invităm în cele ce urmează pe domnul profesor Dan Laurențiu Leureanu, primar al municipiului Roman. Domnule primar, vă rugăm! Înalt preasfinția voastră, domnule director general Vasile Balcan, domnule președinte, distinși invitați, preacucerniși părinți, dragi prieteni romașcani, încă un turn al cetății mușatine. Așadar, în acest an este al patrulea, după cel de la școala Mihai Eminescu, a marelui poet național, după cel de la bijuteria arhitectonică a municipiului Roman, inaugurat în acest an, George Radu Melidon, după al lui Manolescu Strunga din piața Roman Mușat,
cel care a donat comunității terenul și banii pentru clădirea Palatului Administrativ, dar și multe alte obiective din Roman. Iată aici, în Piațeta Gării, inaugurarea unui monument ridicat în cinstea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, cel care a devenit din pescar de rând, pescar de oameni, așa cum îl chemase Mântuitorul și care l-a adus apoi la Mântuitor pe fratele său, Simon Petru. Astăzi, aici, în Piațeta Gării, se ridică un monument care va dăinui în ani Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, cel care pentru prima dată a slujit pe pământ românesc și care a ținut acea slujbă de taină eucaristică care ne-a adus pe noi să gustăm din bunătatea Domnului. Ne bucurăm așadar că împreună, unit astăzi, venim și punem încă o piatră de temelie în Roman și dăm un exemplu într-o perioadă grea, când mecanisme administrative greoaie, precum acel al parteneriatului public-privat, la Roman este un succes. Reușim încă o dată, pentru a câta oară, să dovedim că Primăria Municipiului Roman, în colaborare cu instituții, iată, cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, cu mediul privat, iată, reprezentantul societății Marsat, domnul director general Vasile Balcan, reușește să consolideze și să ducă la bun sfârșit un proiect. Și acesta nu este cel din urmă, nu este punctul, ci este doar virgula la ceea ce va urma. Vă anunț că chiar în aceste zile am purtat discuții cu directorul general al celui de-al doilea angajator al României, Dedeman, domnul Dragoș Pavel, care, bunul Dumnezeu, a hărăzit să fie colegul meu de facultate și el a terminat tot matematică informatică și care ne va sprijini, dincolo de donațiile pe care le-a făcut în terenuri pentru poarta de nord a orașului, de asemenea în construirea unui monument, acel a marelui voievod Alexandru cel Bun, cel care a întemeiat Mitropolia Moldovei de Jos, astăzi Arhiepiscopia Romanii și Bacăului. Va fi alături și va sprijini astfel încât să punem definitiv pentru totdeauna pe orașul Roman, pe cetea mușatinilor, în centrul orașului Roman Vodă Mușat, a cărui nume cu onoare și demnitate îl purtăm, la poarta sud, Ștefan cel Mare și Sfânt, întemeitorul cel mai mare cetăți de șes aici la Roman, în Moldova, și Alexandru cel Bun, care va să vină anul următor să vegheze la poarta de nord a municipiului Roman. Așadar, prin construcție cu binecuvântare, mergem înainte să clădim și să lăsăm urmașilor un oraș, o cetate și oameni demni. Împreună construim pentru noi și pentru viitorime. Dumnezeu să binecuvânteze ceea ce facem, cu toții să fim bucuroși și să ne bucurăm de aceste zile frumoase. La mulți ani tuturor celor care mâine sărbătoresc Sfântul Andrei! Binecuvântare, pace și liniște peste toți și Doamne ajută! Vă mulțumesc! Mulțumim domnului primar, iar în cele ce urmează, în al preasfinția voastră, mulțumindu-vă încă o dată pentru binecuvântarea adusă acestui ansamblu statuar, vă rugăm în al preasfinția voastră să ne spuneți un cuvânt de învățătură. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Stimate autorități județene, centrale și locale, preacucerici, veniți, preacuvioși, părinți, iubiți romașcani, dragii mei prieteni și dragi și cinstiți copilași. Trăim astăzi momente de mare însemnătate duhovnicească pentru locuitorii acestui oraș ce poartă cu cinste numele întemeitorului său, Roman I Mușat,
acum la dezvelirea ansamblului statuar ce înfățișează pe Sfântul Apostol Andrei, cel care a încreștinat străbunii noștri, începând de la Sciți până astăzi. Romanul este oraș voivodal ce beneficiază de o poziție geografică de mare importanță. Așa cum bine se știe, cetatea Romană este situată în codiș central al Moldovei, la confluența râurilor Moldova cu Siretul, și este traversată de drumuri care fac legătura cu diferite orașe ale Moldovei, cum ar fi Iașul, Bacău, Piatra Neamț, Vaslui, fiind totodată un nod rutier destul de important pentru activitatea economică a zonei. O cetate este zidită pentru a apăra o comunitate de oameni, așa cum s-a spus. Ea este o fortăreață, o emblemă reprezentată și reprezintă o identitate și are un blazon. De asemenea, în istoria neamului românesc, din cauza vicisitudinilor, chiar și mănăstirile au luat forma unor cetăți ce au apărat nu doar viața smeriților ei rugători, ci mai ales identitatea unui neam, cum este al nostru binecuvântat de Dumnezeu și care a primit cuvântul de la cuvântul sau de la logosul întrupat în istorie la primirea vremii. Mai mult decât atât, Sfântul Apostol Pavel aseamănă chiar și pe om cu o cetate angajată într-un permanent război nevăzut, un război duhovnicesc trebuind să rămână într-o continuă stare de trezvie, păzind în cer cele cinci simțuri pentru ca nu cumva vrăjmașul să pătrunde prin ele și să-l ispitească. Tot astfel și Romanul este cetatea în care astăzi ființă și care reprezintă comunitatea romașcană sau familia romașcană care viețuiește pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, traversate de drumuri prin care se realizează schimburi comerciale, prin care oamenii devin și pleacă, iar turiștii sau pelerinii le parcurg pentru a se bucura de vestigiile sale. Aceste drumuri însă au nevoie de porți care să-i exprime identitatea romașcanului, de borne spirituale care să fie o emblemă și totodată semne ale crezului oamenilor acestor locuri. Astfel, pentru faptul că Romanul este traversat de două căi rutiere care leagă cele patru orașe moldave despre care aminteam la începutul cuvântului meu, împreună cu municipalitatea am gândit ca aceste drumuri care străbat orașul să fie prevăzute la intrarea în el cu câte un monument care să-i exprime sensibilitatea și specificul acestei cetăți, care poartă și reflectă mai mult decât orice localitate din România numele țării sale, Roman România. Rolul acestor monumente nu este acela de a suplini sau diminua importanța celor deja existente, ci de a reflecta o stare de spirit, de a exprima în forma artistică o sinteză a unor trăiri și a unei mentalități dintr-un anumit timp, din timpul în care îl petuim. Dragi invitați, Alexandru cel Bun a apărat și organizat la Roman o biserică și o credință de sorginte apostolică, născută prin cuvântul lui Dumnezeu și venită prin predica celui întâi chemat la apostolat, apostolul Andrei, botezătorul poporului român și simbolul românilor. Acesta este motivul pentru care am ales să înălțăm în orașul nostru un monument care să vorbească despre peste timp, despre identitatea noastră spirituală cristalizată prin prezența Sfântului Apostol Andrei. Sfântul Apostol Andrei, pe care astăzi și aici îl punem, îl putem admira imortalizat de artistul crengăniș Constantin, aducându-și crucea în spate cu mâna stângă, este cel pe care a spune că a ales acest altar de jertfă, crucea în formă de ori, pentru că nu s-a simțit vrednic să fie răstignit pe o cruce de formă latină, așa cum învățătorul său a fost răstignit, Domnul nostru Iisus Hristos. Statuia în sine este realizată într-un mod stilizat, spiritualizat,
ceea ce înseamnă că și noi trebuie să fim spiritualizați, să eliminăm detaliile, să ajungem la esențial. El este imortalizat într-un chip ascetic, ce ne amintește de trăirea sa ascetică, știut fiind faptul că el a trăit în Dobrogea, într-o peșteră ascetică, aceasta fiind și motivul pentru care acea zonă este numită Betleemul neamului românesc. Prin extensie, orașul Albaiule este locul reînvierii neamului românesc, iar Romanul cel care face juncțiunea dintre toate acestea, fiind un oraș al binecredincioșilor noștri care slăvesc cuvântul lui Dumnezeu, cel adus aici de noi, la noi, de acest apostol întâi chemat al Mântuitorului. După cum se poate observa, Sfântul nu este doborât de durere sau la capătul speranței, ci în atitudine orantă și copleșit de bucuria de a vedea în extaz pe Hristos, El străjuiește aici, arătându-ne cerul. De asemenea, El arată în același timp cu mâna dreaptă spre răsărit, spre punctul cardinal de unde răsare soarele, de unde vine mântuirea celui care este mai mare decât soarele neînvins, sol și Zeus, cum era înainte zeul soarelui, pe care militarii romane îl adorau. Apostolul arată aici răsăritul, adică răsăritul cel de sus, pe Iisus Hristos, așa cum a arătat și când l-a făcut cunoscut fratele său Petru zicând: am găsit pe Mesia ce se tăcuiește Hristos. Apostolul arată pe Hristos, pentru că doar în Hristos toate lucrurile au sens și El este singura cale care ne poartă prin intersecțiile acestei lumi labirintice. Arată pe Hristos că Cel este axa lumii, Hristos, nu altcineva, care adună în sine văzutul și nevăzutul și în care orice suferință devine binecuvântare și orice cruce este altar și scară către cer. Pe această cale suntem chemați să urmăm în Hristos, asumându-ne și noi crucea personală într-un continuu exercițiu ascetic, devenind răstigniții merului, așa cum Brâncuș, la Târgu Jiu, a așezat poarta sărutului, care simbolizează coborârea transcendentului în imanent și ridicarea prin Hristos a întregii creații și universului către transfigurale, noi am așezat la Roman crucea Sfântului Apostol Andrei, simbol al intersecțiilor, care ne vorbește despre limita dintre cele două lumi, despre intersectarea cerului cu pământul, a dumnezeiescului cu omenescului, în persoana lui Iisus Hristos, despre depășirea condiției umane și prin Hristos Domnul nostru. Crucea transfigurării Sfântului Andrei, ca dimensiune, este mai mică decât trupul său, deoarece în iconografia ortodoxă, ca și în reprezentarea statuară, nu se respectă dimensiunile sau rigorurile proporțiilor, ci Sfântul este zugrăvit alungit, mult mai mare decât decorul natural în care este reprezentat, pentru a se arăta măreția omului restaurat, spiritualizat, a cărui suflet este mai veleros decât Universul, pentru că el poartă în sine pe Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului. Aici Apostolul nu este înfățișat stripit sau căzut sub greutatea crucii, ci apare în ipostaza Sfântului, acelui care a trecut prin răstignire și poartă în trupul său transfigurat stigmatele mărturisirii lui. Poate mulți se întreabă, de ce a trebuit să așezăm această statuie, acest monument în fața gării și nu în alt loc? Am așezat aici, împreună cu notabilitățile locului care am desemnat, cărora le-am cerut sprijin pentru a ne da acest loc să așezăm acest monument al Sfântului Andrei în fața gării aici, deoarece crucea Sfântului Andrei apare în toate intersecțiile unde calea ferată se întâlnește cu drumul rutier. Toți respectă acest semn care ne atenționează să fim atenți, să ne ferim de pericol, de accidente,
dar puțin știu semnificația crucii în formă de X sau în formă de ori, și anume faptul că ea ne amintește de răstignirea Sfântului Apostol Andrei, care a preaslăvit pe Dumnezeu în timpul împăratului Nero, în localitatea Patras, unde a și murit pe o astfel de cruce. Semnul Sfântului Andrei, crucea Sfântului Andrei, cum este bine cunoscută, ne transmite faptul că învățătura creștină propovăduiește biruința învierii asupra morții, că biruința necazurilor din lume se realizează prin îndrăzneala de a crede că Iisus Hristos este Domnul istoriei. Motivația ctitoririi acestui monument închinat Sfântului Andrei în fața gării acestui oraș este multiplă și spun câteva din semnificațiile ei. Mai întâi, ea este amplasată în fața gării pentru că semnul trecerii de la nivel de cale ferată este de fapt crucea răstignirii Sfântului Andrei. De asemenea, acest loc în care este amplasată statuia reprezintă un nod rutier, aici aflându-se gara, autogara, drumul care duce în oraș și cel care ocolește oraș. Orașul în sine este un nod rutier cu două drumuri dispuse oarecum în forma crucii Sfântului Apostol Andrei, oferind căi de acces spre unele orașe din Moldova. Romanul se găsește la confluența râurilor Moldova și Siret. Apoi romanul este cunoscut în istorie ca fiind un nod intercultural etnic. Aici conlocuiesc mai mulți oameni care aparțin mai multor biserici. De asemenea, romanul este un nod interconfesional al comunității ortodoxe din Moldova. Așadar, Sfântul Apostol Andrei așezat aici, într-un spațiu care se regăsește oarecum la mijloc între intrarea de nord și cea de sus a orașului, ne aduce aminte că ne găsim într-un oraș creștin, că trebuie să păstrăm legile și tradiția creștină strămoșească. De asemenea, acest monument ne vorbește despre faptul că toată calea noastră este pornată de semnale dragostei lui Dumnezeu față de noi și dacă le respectăm, ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Așadar, vă mulțumesc din tot sufletul celor care ne-ați ajutat la implantarea acestui monument aici în fața gării și credem că toți cei care vor intra, vor ieși din cetatea aceasta, bineînțeles, vor fi binecuvântați de Sfântul Apostol Andrei. Mulțumim, domnule primar, mulțumim, domnule Vasile Balcan, pentru sprijinul material care ne-ați dat și, de asemenea, salutăm prezența președintelui Consiliului Județean, cu care, așa cum a spus domnia sa, avem multe proiecte împreună și sperăm să le derulăm pentru bunul mers al acestei urbe. Să ajute Dumnezeu ca această zi națională, care începe în seara aceasta, cu seara noastră de priveghere și cu dezvelirea acestui monument, să fie de bun augur pentru toată lumea și totdeauna la poporul român, ziua Sfântului Andrei să se împletească cu ziua națională, pentru faptul că prin aceste zile noi ne vom structura identitatea noastră de autentici români și buni creștini. Dumnezeu să binecuvinteze această urbe, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe tot și să ne întâlnim și cu alte prilejuri ca acestea fericite și binecuvântate de Dumnezeu, dezvelind și alte monumente ca acestea care întregesc frumusețea casei lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vă mulțumim în alt preasfinția voastră pentru frumosul cuvânt și ca organizator al acestui eveniment aș vrea să mulțumesc din nou celor ce au făcut posibilă așezarea aici a acestui ansamblu statuar a Sfântului Apostol Andrei. Aș vrea să mulțumesc copiilor deosebiți care astăzi au vrut să vină aici să fie alături de noi. Mulțumim preacuvioșilor și preacucernicilor preoți care au dorit de asemenea să fie aici alături de noi. Nu în ultimul rând aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor romașcanilor care iată pe această vreme frumoasă, dar totuși rece, ați ales să fiți aici alături de noi și să primiți binecuvântarea Sfântului Apostol Andrei. Din partea domnului inginer Vasile Balcan, aveți în partea dreapta mea câte un colăcel și un pahar de ceai sau de vin fierbinte din partea domnului
Vasile Balcan. Mulțumim frumos și în ceea ce urmează rugăm corala seminarului Melchisedec Ștefănescu să dea glas colindului Sfântului Apostol Andrei. Aici, 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 aici